Bine v-am regăsit! În episodul precedent din această serie v-am arătat că în fizică noul nu demolează vechiul, ci dimpotrivă se clădește pe ceea ce există deja. Azi voi încerca să demonstrez că un lucru asemănător se întâmplă și în filozofie. Marile idei filozofice, chiar dacă au mii de ani, ne ajută în continuare să înțelegem lumea, ba mai mult, ele capătă, odată cu dezvoltarea fizicii, sensuri, semnificații noi. Probabil că titlul acestui videoclip vă intrigă. Pe bună dreptate, mecanica cuantică a apărut la mai bine de 2200 de ani după Platon, așa că ce legătură ar putea avea cu el? În miniseria cu titlul Ce este realitatea? V-am propus o ipoteză bazată pe ideile fizicianului John Wheeler despre ceea ce numim realitate. În acest videoclip veți vedea că această ipoteză, în esența ei, nu este o idee nouă și voi încerca să vă arăt că, după părerea mea, se poate face o legătură foarte interesantă între ipoteza lui Wheeler și ideile lui Platon. Dar pentru asta trebuie să fac câteva referiri la filozofie. Sunt conștient că probabil nu descriu corect unele idei filozofice. Nu sunt filozof. De aceea aștept și accept cu plăcere orice completare sau corectare din partea celor care se pricep mai bine decât mine în acest domeniu. Cu aproape 2400 de ani în urmă, Platon a scris cea mai cunoscută lucrare a lui, Republica. Acolo se găsește și binecunoscuta alegorie a peșterii, în care autorul arată că toți suntem prizonierii simțurilor noastre și ai modului nostru de gândire, ceea ce ne împiedică să vedem și să înțelegem corect realitatea. Platon ne compară cu niște oameni care se găsesc într-o peșteră și nu pot să vadă lumea de afară, pot să vadă doar umbrele ființelor și obiectelor de afară proiectate pe peretele peșterii. Cunoașterea noastră, spune Platon, este asemenea celor din peșteră. Nu cunoaștem lumea adevărată, ci doar ceea ce ne arată simțurile și ceea ce putem înțelege cu modul nostru de gândire, prin educația și prejudecățile noastre. Iar cunoașterea prin simțuri nu este perfectă. Nu putem vedea nimic perfect, pentru că nu este nimic perfect în această lume. De aceea, spune Platon, perfecțiunea se găsește în lumea ideilor. Perfecte sunt ideile, ideea de om, de pisică, de dreptate, forma de cerc, de pătrat și așa mai departe. În această lume perfectă a formelor idei, găsim de asemenea ideile de dreptate, cinste, adevăr, tot ceea ce ține de morală. Iar ceea ce considerăm noi realitate nu este, după Platon, decât o reflexie ca umbrele de pe peretele peșterii, o reflexie deformată, imperfectă, a lumii perfecte, a ideilor și formelor. Așa rezolvă Platon problema universalelor, o problemă care pleacă de la întrebarea metafizică: proprietățile corpurilor au o existență a lor sau există doar asociate cu corpurile? De pildă, există culoarea roșie sau există forma de pătrat? Au ele o existență în sine? Dacă vi se pare că răspunsul este în mod evident nu și nu înțelegeți cum pot filozofii să se îndoiască de asta, gândiți-vă că o proprietate a corpurilor este, de pildă, volumul. Nu putem vorbi oare despre volum în absența unor corpuri? N-are sens exprimarea un volum de 5 litri dacă nu ne referim la un corp? Sau gândiți-vă la teorema lui Pitagora. Ea ne dă o relație matematică pentru laturile unui triunghi dreptunghic. Putem spune că teorema lui Pitagora este o proprietate a triunghiurilor dreptunghice. Dar oare trebuie neapărat să existe măcar un triunghi în lume pentru ca teorema lui Pitagora să aibă sens? Așa că
Vedeți, lucrurile sunt un pic mai complicate decât par. Dar ceea ce ne interesează pe noi acum este faptul că Platon credea că există o lume a formelor, a ideilor, o lume perfectă și că ceea ce percepem și gândim este doar o reflectare a acestei lumi ideale ca umbrele de pe peretele unei peșteri. Această concepție, atât de veche, are, după părerea mea, ceva în comun cu ipoteza modernă a fizicianului John Wheeler. Să vă amintesc întâi această ipoteză. Celor care n-ați văzut videoclipurile ce este realitatea, vă recomand să faceți înainte de a merge mai departe, veți putea înțelege mai bine și mai ușor ceea ce vreau să spun. Dar pentru cei care n-ați văzut aceste videoclipuri și nici nu doriți să le vedeți, voi face o foarte scurtă sinteză a ideilor lui Wheeler. Gândiți-vă la o pictogramă de pe ecranul monitorului, laptopului sau telefonului, să zicem o pictogramă care reprezintă o fotografie. Are sens întrebarea, există această fotografie cu adevărat, în realitate? Probabil că unii veți răspunde da, alții nu, iar alții nu veți da niciun răspuns și e normal să fie așa dacă nu definim realitatea. Putem spune dacă acest document există în realitate doar dacă definim realitatea. Dar putem face acest lucru și există o singură realitate? Dacă deschidem această fotografie, vedem o imagine. Am putea spune că din moment ce fotografia are un conținut, există o imagine, ea există, are o existență reală. Dar unde este imaginea respectivă? Pe ecran. Însă, cum apare ea pe ecran? Ea vine de undeva, de pe hard disk-ul calculatorului. Dar chiar există pe hard disk această imagine? Nu. Există doar un suport fizic, o substanță, care are o proprietate ce se poate prezenta în două stări diferite. Stări care pentru microprocesor înseamnă 0, respectiv 1. Deci, ceea ce există pe hard disk este informație. Și microprocesorul transformă această informație în semnale electrice care, aplicate monitorului, produc imaginea. Deci, această imagine nu există fără calculator și ecran. Dacă am duce hard disk-ul într-o lume fără calculatoare, n-am mai putea vedea această imagine. Iar informația stocată pe hard disk n-ar mai avea nicio semnificație. De fapt, nici nu știu dacă ar mai putea fi numită informație. John Wheeler spune același lucru despre ceea ce numim realitate. Ipoteza lui se mai numește și ipoteza universului participatoriu sau al principiului antropic participatoriu și în această ipoteză informația joacă un rol de bază. De fapt, ipoteza mai este numită și it from bit, ceea ce sugerează că la baza a tot ceea ce există stă informația. După Wheeler, ceea ce numim realitate este la baza ei informație, iar în locul calculatorului avem creierul și în locul ecranului conștiința. Creierul prelucrează informația pe care o primește prin simțuri și creează imagini, sunete, mirosuri, gusturi și așa mai departe. Și toate astea împreună formează ceea ce numim realitate. În afara conștiinței noastre nu există nici sunete, nici lumină, nici culori, nici mirosuri, nici gusturi. Există doar informație. Cred că v-am spus și cu altă ocazie că în evul mediu au existat discuții nesfârșite plecând de la întrebarea dacă în pădure cade un copac și nu e nicio ființă prin apropiere, produce copacul sunete în cădere? Ei bine, oricât de ciudat vi se pare, copacul nu produce sunete dacă n-are cine să-l audă. Dar motivul este probabil altul decât credeți. Motivul este acela că sunetul este o senzație, iar senzația se produce în creier. Evident că dacă nu există un creier prin apropiere, nu se produc senzații, deci nici sunete.
Dar știința se bazează pe ideea de realism, adică pe ideea că există ceva independent de conștiința noastră, ceea ce numim realitate fizică. Așa că atunci când cade copacul, trebuie totuși să se întâmple ceva în această lume fizică. Se întâmplă ceva, se produc niște unde în aer, vibrații ale aerului. Conform realismului, ele se produc indiferent dacă există un observator sau nu. Dar ele nu sunt sunete. Sunetele aparțin lumii subiective și nu realității fizice. Deci există aparent cel puțin două realități. Realitatea fizică, cea care există independent de noi, și realitatea subiectivă, cea pe care o construiește creierul în ceea ce numim conștiință. Care dintre ele este adevărata realitate? Care este realitatea supremă? Materialismul spune că realitatea subiectivă, cea care există în conștiința noastră, este o reflectare a realității fizice, a ceea ce există independent de voința noastră. De fapt însă, noi considerăm realitatea subiectivă adevărata realitate. De aceea numim vibrațiile aerului sunete, iar undele electromagnetice lumină. Cu alte cuvinte, dăm unor fenomene din lumea fizică numele unor senzații. Vorbim mereu despre viteza sunetului și viteza luminii, ceea ce este într-un fel absurd dacă ținem seama că nu există sunete și nici lumină în lumea fizică. Vitezele despre care vorbim se referă la undele longitudinale din aer, respectiv la undele electromagnetice, și nu se referă la senzațiile de sunet, respectiv lumină. Dar ne exprimăm așa pentru că, așa cum am spus, noi considerăm realitatea subiectivă adevărata realitate. Dacă întrebăm oamenii dacă există sunete și lumină, răspunsul va fi evident. Și nu este un răspuns greșit, dar se referă la realitatea subiectivă și nu la realitatea fizică. Acum ne putem întoarce la Platon și Wheeler. Ați văzut ce părere avea Platon despre realitate. Și pentru el există două realități. Realitatea sensibilă, cea pe care o cunoaștem prin intermediul simțurilor, respectiv realitatea inteligibilă, cea pe care o putem cunoaște cu ajutorul rațiunii. Aceasta, din urmă, este lumea formelor, a ideilor, realitatea esențială, în timp ce lumea pe care o cunoaștem prin simțuri, cea pe care am numit-o mai înainte realitate subiectivă, este o creație imperfectă a gândirii noastre bazate pe simțuri. V-am vorbit de asemenea despre ipoteza lui Wheeler, ipoteza că ceea ce numim realitate apare prin interacțiunea dintre conștiința noastră cu informația care stă la baza lumii cuantice. În această ipoteză, realitatea fizică nu are la bază decât informație, iar ceea ce numim realitate este construcția creierului plecând de la această informație. Teoria cuantică a câmpului descrie particulele elementare prin unde ale unor câmpuri fundamentale, unde care sunt descrise matematic prin ecuații. Și când interacționăm cu aceste unde, ele se manifestă ca particule. Wheeler sugerează că aceste unde nu sunt în esență decât informație, iar ceea ce numim realitate, alcătuită din particule elementare și tot restul, este rezultatul interacțiunii acestei informații cu conștiința noastră. Deci realitatea există doar prin această interacțiune informație-conștiință. Nu vi se pare că există o asemănare interesantă de principiu între lumea formelor idei a lui Platon și informația de la nivelul cuantic despre care vorbește Wheeler? Sau între realitatea subiectivă, cea pe care o construiește creierul pe baza informației cuantice, și realitatea sensibilă a lui Platon, acea reflectare imperfectă și aproximativă a formelor și ideilor, precum imaginile de pe peretele peșterii. Eu cred că se poate face o astfel de analogie, deși sunt convins că mulți vor spune că este trasă de păr, nu mă supăr,
dacă veți spune acest lucru, dar nu uitați, orice analogie are limitele ei. Tot așa cum Platon consideră că putem să ne apropiem de adevăr, de perfecțiune, prin cunoașterea lumii ideale a formelor idei, cred că și noi ar trebui să înțelegem că putem să cunoaștem lumea noastră, realitatea subiectivă în care trăim, doar dacă ne străduim să înțelegem lumea cuantică, cea cu care interacționăm pentru a crea ceea ce numim realitate. Mai mult decât atât, putem să facem lumea în care trăim un loc mai bun doar dacă ne străduim să înțelegem ce este, de unde vine și cum putem folosi informația din lumea cuantică. Pe baza acestei informații putem să realizăm o lume care se încadrează oriunde între rai și iad și deocamdată se pare că ne îndreptăm mai degrabă spre ultimul loc pe care l-am pomenit. Cum putem să schimbăm lucrurile în bine? Exact așa cum spunea Platon cu atâta timp în urmă, prin cunoaștere, adică prin educație și cultură, prin știință. Informația din lumea cuantică este la fel ca lumea perfectă a formelor idei a lui Platon. La nivel cuantic există perfecțiune. Depinde de noi să facem ca lumea noastră să se apropie sau să se îndepărteze de această perfecțiune. Asta înseamnă că pe termen lung, nu salariile mai mari ne vor face să trăim mai bine, ci o educație mai solidă, o educație care să ne ducă spre cultură, spre respectul față de morală și etică, spre alocarea mai multor fonduri cercetării științifice. În final, cred că această analogie ne arată trei lucruri importante. 1. Marile idei filozofice nu numai că nu se demodează, dimpotrivă, ele capătă semnificații noi pe măsură ce avansează cunoașterea noastră. 2. Va fi întotdeauna adevărat că singurul lucru care ne poate duce pe calea progresului este cunoașterea. Și 3. Cunoașterea singură nu este suficientă. Ea trebuie să fie însoțită de o morală care să plece de la adevăratele valori, nu de la valorile materiale. Dacă ați crezut că ideile filozofice vechi sunt depășite și fără valoare, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!